Astăzi, la rugăciunea de Aisha, am citit versete din capitolul Amme sau Nebe. Și la sfârșit, în ultimul verset, Allah subhanahu wa ta'ala spune: وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, și spune necredinciosul, cel care a refuzat să creadă în Allah subhanahu wa ta'ala, ya laytani kuntu turaba, mai bine eram pământ, mai bine aș fi fost pământ. Cum adică? Când va spune necredinciosul acest lucru? Pentru că în această lume, când ne uităm în Coran, toți necredincioșii, cei mai mari dușmani ai Islamului, al lui Allah subhanahu wa ta'ala, ce ziceau? Dacă ai dreptate, dă-ne semne de la, dă-ne pedeapsă de la Allah, fă să cadă din cer pietre, să plouă cu foc, să dă-ne pedeapsă dacă ești într-adevăr profet și într-adevăr spui adevărul. Nu așa veneau să provoace pe profeți și spuneau, dacă aveți dreptate într-adevăr, dacă Allah v-a ales și v-a trimis, spuneți-i lui Allah să ne pedepsească. Sau, unii mai spun, noi suntem mai puternici decât Allah. Ce putere are Allah asupra noastră? Astaghfirullah. Zice, uite, fac ce vreau. Nimeni nu se amestecă în viața mea. Nu? Ibrahim a.s. când era în dialog cu unul dintre cei mai mari taguți necredincioși, ce a spus? Dumnezeul meu, spune Ibrahim a.s., stăpânul meu, Allah, este cel care dă viață și cel care dă moarte. Și el avea doi prizonieri, avea doi oameni care trebuia judecați. Și ce, uite, și eu dau viață și dau moarte. L-a eliberat pe unul și pe celălalt l-a pedepsit, l-a omorât. Și atunci Ibrahim a.s. ce a spus? فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِشَمْسِي مِنَ الْمَشْرِقِ. Allah vine cu soarele din est, vine cu el din vest. Dacă tu ești Dumnezeu, ești Allah, Ibrahim a.s. ce a zis? A dus soarele de la apus, nu de la răsărit. Hai să vedem invers, soarele să răsară de la apus. Vedem alții care, cum e Firaun, de exemplu, care a spus, eu sunt Dumnezeu. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Anna rabbukumul a'la. Sau mai sunt evrei care au spus, yadullahi maghlula. Allah este zgârcit. Nu ne dă. Sau mai fost cei care au spus și au atribuit copii lui Allah subhanahu wa ta'ala. I-au atribuit fete lui Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea, în această lume vedem oamenii care au tăgăduit adevărul, că au venit cu fel de fel de detalii, fel de fel de provocări. Însă în ziua de apoi, acolo este miza. Toți cei care în această lume s-au umflat în pene și au etalat mușchii, Allah subhanahu wa ta'ala în ziua de apoi ce spune? وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. În acea zi va spune necredinciosul, mai bine eram pământ. Dar de ce spune mai bine eram pământ? Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare, vorbind de dreptate, de dreptatea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Pentru că noi în viața lumească, de foarte multe ori, omul se bazează pe cunoștințe, pe pile, pe, știu eu, cunoaște un secretar de stat, cunoaște un ministru, cunoaște un senator, un deputat, un primar, un nu mai știu ce. Se bazează pe ei și își permite să nedreptățească oamenii, își permite să facă ilegalități, bazându-se pe faptul că are pile. Da? În lumea asta, așa este omul. Recurge întotdeauna, chiar dacă e dreptul lui sau nu e al lui, să obțină un lucru care nu îi se cuvine datorită faptului că el are relații, are pile. Și apelează la aceste pile și relații pentru a obține ceea ce nu îi se cuvine și aceasta este fără îndoială o nedreptate. Însă, oamenii la fel gândesc și în privința lui Allah subhanahu wa ta'ala. Iau pe mult, zice, aia mă, când vine ziua aia, vedem noi, ne descurcăm într-un fel. Nu? Ne descurcăm, o dregem cumva. Și de aceea s-a ajuns în această lume, fel de fel de invenții au scos ca să fenteze ziua de apoi. Au spus, nu mai există ziua de apoi. Dacă ai fost om bun în această lume, există karma. Te reîntorci în această lume,
În sufletul tău intră într-un câine, intră într-o pisică, într-un șarpe. Dacă ai fost om rău, intră în șarpe, toată viața te trăiești. Dacă ai fost om bun, intră, știu, într-o pasăre, zbori, liniștit, liber și așa mai departe. Fiecare încearcă să inventeze ceea ce îi debitează mintea. Și vin cu fel de fel de argumente și detalii și, din păcate, îi fac chiar și pe unii credincioși să creadă. Sunt mulți musulmani care în ziua de azi, de exemplu, spun că el se trage din maimuță. Cum vine un copil și întreabă mama. Zice, mamă, la școală domn profesor ne-a spus că ne tragem din maimuță. L-am întrebat pe tată și mi-a zis la fel. Zice, nu, ne-a creat Allah subhanahu wa ta'ala. Cum să ne tragem din maimuță? Ne-a creat Allah subhanahu wa ta'ala, că n-a pe Adem, pe Hawa, pe... Dar zice, dar tata spune că ne-a creat... Zice, ăla-i neamul lui taică-tu, nu știu. Dacă taică-tu crede că s-a tras din maimuță, ăla-i neamul lui, nu știu, e treaba lui. Deci sunt oameni care până și în ziua de azi cred că au fost strămoșilor, au fost maimuțe. Allah să ne ferească. Și omul, dacă îi dai libertate de a gândi, fără să aibă revelația de la Allah subhanahu wa ta'ala bază, omul va da în dreapta și în stânga așa cum îi, așa cum îl duce mintea. Inventează nume religiei și chiar mulți ajung să se folosească de religie, din păcate. În toate religii există oameni care profită de religie și păcălesc pe oameni. Și în general ei înveți întotdeauna, băi, nu citi, că citesc eu pentru tine. Tu du-te, muncește și fă bani, lasă că citesc eu pentru tine. Tu nu învăța, nu te ruga, lasă că mă rog eu pentru tine. Nu ține post, lasă că noi aici ținem toată ziua post și pentru voi se ținem. Și omul ajunge să creadă că el, dacă câștigă bani și dă niște bani, Allah iartă toate păcatele și nu mai trebuie să facă nimic. Sunt unii chiar care au spus că noi l-am adorat atât de mult pe Allah subhanahu wa ta'ala, încât i-a venit revelație de la Allah și i-a spus, gata, tu ai ajuns să atingi cel mai înalt nivel, gata, tu de acum poți să renunți și la rugăciune, și la post, și la danie. Vedeți până unde se ajunge mintea omului. Și arată și verset din Coran. Și adorați-l pe Allah, wa'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yaqin. Yaqin în limba arabă, din punct de vedere lingvistic, înseamnă certitudine, convingere fermă, clară. Zice, adoră-L pe Allah până când atingi certitudinea. Și zice, eu am atins certitudinea, a venit îngerul Jebrail și mi-a zis că nu mai trebuie să mă rog. Dar el, dacă a venit, dacă nu inventează și într-adevăr a auzit ceva, ăla a fost șeitan, clar. Absolut. Ăla a fost șeitan, nu îngerul Jebrail. De ce? El yaqin în acest verset înseamnă moarte. Și adoră-L pe Allah până când vine la tine moartea. Până ce mori. El ce spune? El pretinde că el atât de mult s-a rugat și așa de bine concentrat a fost, încât Allah i-a spus, gata, te-am iertat, ai ajuns așa, nu mai trebuie să faci nimic. Dar el o povestește în așa manieră încât este foarte convingător și convinge pe mulți oameni că are dreptate. Dar oamenii sunt minte scurtă. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Există cineva care mai presus de profetul Muhammad? Imposibil, sallallahu alaihi wasallam. Cu toate acestea, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ruga în fiecare seară până se umflau picioarele și spunea soția: "O trimisă lui Allah, ce te chinui? Până se umflă picioarele. Tu nu ești cel care ești alesul lui Allah. Allah a ales dintre oameni profeți, a ales dintre profeți trimiși, a ales dintre trimiși ulul azm dintre profeți și te-a ales dintre ei pe tine. Nu păcătuiești. De ce te chinui atât? Allah ți-a iertat toate păcatele." Și spunea profetul sallallahu alaihi wasallam: "Afala yakuna 'abdan shakura?" De ce să nu fiu un rob mulțumitor? Dintre companionii profetului sallallahu alaihi wasallam au fost mulți care au fost vestiți cu paradisul. De ce când i-a spus lui Abu Bekr, profetul sallallahu alaihi wasallam, gata, Abu Bekr, tu vei intra în paradis, de ce n-a ieșit Abu Bekr și a spus, ia Allah, haide, dă-i din buric că am câștigat paradisul, nu mai facem rugăciune, nu mai... E scris, sunt relatări autentice în care profetul i-a vestit pe 10 companioni într-o singură relatare. A spus că veți intra în paradis. Garanție de la Allah subhanahu wa ta'ala. De ce n-au renunțat ei la rugăciune? De ce n-au renunțat la post? Dimpotrivă, au dublat ceea ce făceau înainte. Dar noi ieșim și un prăpădit de om care e papagal bun,
păcălește, îi păcălește pe oameni și spune că Allah i-a spus să nu se mai roage, că el a atins yaqin, cel mai înalt grad de certitudine, de credință. Și de aceea oamenii, noi oamenii, dacă nu cunoaștem mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala, nu cunoaștem revelația, atunci ajungem în astfel de situații. Și din păcate toți acești oameni în ziua de apoi, când vor ieși în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala și pune Allah, pune balanța, pune faptele lor în balanță, și Allah este cel care face dreptate. Am mai spus, să vă aduceți aminte într-o predică, cântarul, balanța lui Allah este precum, precum cântarul la bijutier. Grame. Fiecare gram. V-am spus că bijutier, dacă ați văzut, ține cântarul într-un loc protejat, ca nu cumva să bată vântul și vântul să influențeze acolo la gramaj. Deci atât de precis este cântarul bijutierului, la fel de precis este și cântarul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Tot ceea ce facem noi este scris acolo cu gramaj, cu miligrame, cu mililitri, cu tot ceea ce facem. Allah subhanahu wa ta'ala nu a uitat nimic. Nu uită nimic. Indiferent că e faptă bună sau e vorba de păcat. Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala o face dreptate, iar dreptatea lui Allah subhanahu wa ta'ala este mai presus de tot. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spune într-o relatare, în ziua de apoi Allah subhanahu wa ta'ala, noi știm că ne judecă pe noi oameni între oameni. Nu numai oameni între oameni. Ne dă pilda animalelor. Spune profetul sallallahu alaihi wa sallam, Allah în ziua de apoi va face dreptate și între animale. Reînvie berbecul care a avut în această lume coarne mari, puternice, și l-a lovit pe un berbec fără coarne. Da? Sunt unele animale mai prăpădite, așa, a profitat de mușchii care a avut de putere tinerețe și l-a lovit pe unul mai bătrân, săracu, sau n-avea coarne, l-a lovit cu putere și Allah subhanahu wa ta'ala învie pe amândoi, da? Berbece, ești animalele, ia coarnele de la berbecul cu coarne și pune la cel fără coarne și spune, dă-i și tu una, cum ți-a dat în dunia. Și vine și îl împunge și celălalt berbec cu coarnele, cum a fost în dunia. Și aici este pilda și apoi spune profetul sallallahu alaihi wasallam, și apoi se fac, devin pământ. Pentru că pentru animale nu mai există socoteală, ele sunt doar dreptatea între ele. Animalele sunt ghidate de instinct. Noi, Allah subhanahu wa ta'ala ne-a dăruit rațiune. Iar dintre oameni care n-are rațiune, intră în paradis. Da? Sunt oameni care nu gândesc, n-au rațiune. Noi zicem nebuni, râdem de ei, dar de fapt ei o să râdă de noi. Și cine râde la urmă, râde mai bine. Acești oameni au raiul garantat. De ce? Pentru că Allah subhanahu wa ta'ala i-a luat rațiunea ca să fie și pentru noi o pildă. Să vedem și noi, că și noi puteam să fim ca el. Puteam să fim și noi în locul lui. Iar Allah subhanahu wa ta'ala, după ce face dreptate între aceste două animale, spune profetul sallallahu alaihi wa sallam, se întorc și devin la loc pământ.